Suntem la Târgul Meșterilor Populari, aflat la 14-a ediție. Ați fost la târg? Da, am fost. De la deschiderea târgului, de la prima ediție, am fost în fiecare an. Am mai fost cu ani în urmă, doar am lipsit anul trecut că a fost pandemia. Cu 2 ani, vreo 6 ani în urmă, cred, de când vin la târg la dumneavoastră, la Botoșani. Am fost. An la rând, de când s-a deschis acest târg al meșterilor populare aici în Botoșani, particip în fiecare an, mai puțin cei 2 ani lipsă care au fost cu pandemia. Ați mai fost la acest târg? N-am mai fost niciodată până acum. La Botoșani nu am fost, este prima oară. Da, de la început, când a început prima dată, în fiecare an. Anul trecut n-am fost, era pandemia și de-aia n-am putut să vin. Ați mai fost la târg? Da, am mai fost. Sunt a treia oară care vin la Botoșani. Da, am fost la târg în fiecare an, deoarece sunt botoșanean, dar nu numai la Botoșani, am fost la Oradea, acum plec la Sibiu, la Dorohoi, la Fălticeni, la Hârlău, la Iași, de foarte multe ori, chiar la Iași am fost în niște tabere de creație cu copii. Nu, n-am mai fost niciodată la Botoșani, dar îmi place foarte mult orașul vostru, este foarte frumos și lumea frumoasă. Ce vindeți aici? Păi de la linguri, la lăzi de zestre, polonice, baltage, furși de tors, obiecte din gospodăria țărănească, făcute din lemn. Eu vin cu lemn. Vedeți, am un leagăn făcut din lemn, măsuță, băncuță, acum scăunele nu am, trebuia să am și niște scăunele de alea cu trei picioare, cu mare, eu în creangă. Eu vin chiar de pe meleagurile nemțene. Turtă dulce, care o facem noi, ciubuce din astea, care bucuria copiilor, și ciocolată de casă. O cutiate. Mai avem produse din lavandă, produse naturale din lavandă. Ceramică tradițională de la Turnu. Am venit cu produse de uscaznic, să începem de la lingura de toate zilele. Linguri, linguri mari, linguri mici, lopețe, găvane, tăvi așa pentru servit avem. Avem aici așa pentru aluat, copaia, cum se zice, sau la dumneavoastră ce moldă, parcă am înțeles, da, da. Și am adus ceva făcute de nevastă mea, niște fețe de mese cusute și ei tradiționale cusute. Cum mi se pare? Foarte frumos târgul, este foarte frumos, e foarte bine organizat și frumos târgul și cu produse de multe feluri. Foarte plăcut, oamenii foarte sociabili, primitori, mi se pare și orașul foarte frumos, curat. Natura ne ajută astăzi, deocamdată nu plouă, avem și umbră, e vremea foarte bună. Frumos și mie îmi place foarte mult să merg în partea Moldovei, de exemplu, am fost și la Iași, la Vaslui. Iași mă duc de 20 de ani, la Vaslui tot la fel de 20 de ani. Piatra Neamț, cam toate târgurile.